dimineața, vă spunem azi, vin băile Tuznad. Este prima oară când ajungem aici, așa că ne-am propus un traseu mai ușor, către lacul Suntara. Ne auzim pe parcurs, pe traseul ăsta mi-a venit așa, ca idee, pur și simplu uitându-mă pe hartă, nu știam unde să mai mergem, așa că am ales să ajungem aici. Nu e chiar cea mai ok vreme posibilă, dar noi vrem doar să nu plouă. Salut, Ale! Bună dimineața! Iată-ne deja pe traseu. Este ora 9:05 minute și mergem să vedem ce e pe aici. Ne-a dat-o pe cu oricare. Ne-a dat un pic mai mult cu oricare. Ne-a încălzit serios. Trebuie doar să fim un pic atenți la marcaj, pentru că este a doua oară când deja l-am pierdut. Marcajul există, dar nu știu ce se întâmplă, că uneori nu-l vedem. Mai sunt și alte poteci și alte drumuri. De aceea... Trebuie să fim foarte atenți la poteci, deoarece pământul este foarte ud. Urcarea este abruptă. Da, probabil că de-aia a pierdut și marcajul, că se poate zis până călcăm. Absolut. Bună! Bună, iubitule! Cum ți se pare traseul până acum? Frumos! Un pic greuț, până ne facem încălzire de dimineață, dar foarte frumos. Atmosfera este una așa cum ne așteptam, de toamnă târzie, aproape în prag de iarnă. Foarte frumos, eu așteptam sezonul ăsta, pentru că știi că nu iubesc căldura. Aștept să vedem cum e la lac. Să sperăm să nu fie ceață. Da, și asta e liber. Thank you.
Și acum să dau drumul la ăștia. Nu fi. Anton și Giri direct. Că ești aici, în direct. Am marturi. Aici la picioare. A, brusc te-ai cumințit-o. Te-ai gândat drumul la Adi. Am continuat urcarea, dar se pare că intrăm din ce în ce mai adânc în ceață. Lucru care ne îngrijorează, pentru că s-ar putea ca lacul să nu se vadă din cauza aceasta. Dar măcar știm că am fost aici. Continuăm urcarea pe urme de urs și de ursuleț. Asta e un pic cam trist. Da. Dar mai avem un pic. Este un pic îngrijorător faptul că urmele sunt și de puiuți, pentru că din asta ne dăm seama că este vorba despre o ursoaică și știm cu toții că atunci când este vorba despre o ursoaică cu pui, lucrurile nu vor sta chiar atât de bine în cazul în care ne vom întâlni. Noi sperăm să nu. Ne este de ajuns faptul că am dat de zăpadă și astfel vedem și avem certitudinea faptului că ursul a trecut pe aici, pentru că vedem urme peste tot. Aveți și la acest moment în fața dumneavoastră un urs, numai că este panda. Hello. Și se numește Cipri. Așa cum și Cipri vă spunea, urmele de urs sunt peste tot. Ce să spun, eu sper să nu ne aștepte la lac. Unde ți-ai o mănușa? Ai pierdut-o? Am pierdut o mănușă pe traseu, dar merg cu ideea că o vom găsi la întoarcere. Da, da. Să sperăm. Dacă nu, asta este. Să-mi pun mai departe. Am găsit niște indicatoare. Am mai face o jumătate de oră până la cabană. Și vedem dacă mai merită să coborâm sau nu la lac. Gelato, pero no es verdad.
Iată, ne ajungi la cabana Sfântana, însă de aici chiar nu știm încotro o să apucăm. Ce zici, pui? Pe unde am venit, nu? Pe unde am venit, nu? Trebuie să-i cam dăm pe pisică. Nu trebuie să ne prindem nici noaptea și nici să pierdem pe noaptea. Da, asta este clar. Încercăm să ajungem și la lac, cu toate că este destul de târziu, dar să vedem, să vedem cum e traseul, nu ar mai fi mult de mers, doar că o să avem mult de urcat înapoi și apoi de coborât spre Băile Tuznad. Ceva mă face să cred că se va întuneca și pe traseul acesta și partea tristă e că suntem într-o zonă cu foarte mulți urci. Coborâm și tot coborâm. Totuși ne-am hotărât să mergem și spre lacul Sfânta Ana, pentru că nu ajungem prea des aici. Și am vrea totuși să încercăm, să vedem dacă se vede. Speranțele sunt 50%, da, 50% nu. Era păcat dacă tot am ajuns până la cabana Sfânta Ana și implicit la intersecția cu lacul, să nu venim și până aici. Practic ar fi fost o zi pierdută. Da, ideea e că pe traseu nu au fost peisaje, noi nu am văzut nimic, a fost doar potecă și pădure și atât. Și dacă obiectivul era aici la 10 de metri de noi, hai să zicem cât 100 de metri de noi, era păcat să nu mergem. 100 de metri de coborâre în altitudine. Da. Să nu se înțeleagă doar 100 de metri la pas. Partea tristă e că e destul de întuneric afară și va trebui să recuperăm tot ce am coborât pentru a începe apoi coborârea finală spre Băile Tuznad. Avem un pic de noroc și o parte din lac se vede, dar dacă planul inițial era să-l înconjurăm, ne limităm doar la a-l observa de aici. Și poate o să luăm masa chiar aici. Lacul Sfânta Ana. Am reușit să ajungem. Dar trebuie să ne iasă și întoarcerea. Frumos. Iată, ne ajungi la singurul lac vulcanic din România, lacul Sfânta Ana. Lac la care inițial, când am ajuns la cabana Sfânta Ana, luasem decizia de a nu mai coborâ, deoarece era ceață totală, nu se vedea absolut nimic, nici măcar la 2 metri în față. Ne-am întâlnit și cu doi turiști, o doamnă cu un tânăr, care ne-au și spus faptul că urcă de la lac și n-au văzut absolut nimic. Dar asta nu doar că nu ne-a descurajat, ci mai mult ne-a ambiționat să venim până aici. Și iată, suntem atât de fericiți. Ceața s-a ridicat parcă pentru noi. Ce frumos e. Am reușit din nou să urcăm la cabană, iar de aici intrăm pe traseu, pentru că avem de mers. Avem inițial o urcare de 200 sau 300 de metri altitudine, pe care trebuie să o recuperăm, iar apoi coborâre cât vezi cu ochii. Ne-am făcut amblaua și am reușit să ajungem la lac, suntem bucuroși.
Avem o porțiune în care este și zăpadă, sunt și frunze pe jos, iar din loc în loc avem astfel de copaci căzuți. Aici este un caz fericit că îl treci foarte ușor, dar am avut zone în care am trecut mai greu, a trebuit să găsim o rută imaginară și să ne întoarcem la traseu, dar cât de când ne-am descurcat. Bineînțeles, n-am putut să filmăm tot traseul, dar iată-ne pe drumul de întoarcere, fericiți că ne-am atins obiectivul. Azi tura s-a desfășurat doar în familie, dar a fost ok. Am ajuns aici folosindu-ne de două trenuri, un tren din Bușteni până în Brașov, iar un altul din Brașov până aici în Băile Tujnad. Pentru întoarcere avem două variante, dar în funcție de ora la care ajungem, ori tot așa cu două trenuri, ori dacă nu, avem un tren mai scump, dar direct către Bușteni. Important este măcar să-l prindem, pentru că acesta este chiar ultimul tren. Hai, iubire! Ce ziceam de copaci căzuți? Trebuie un pic cu grijă, pentru că dacă îți fuge piciorul sub una din aceste crăci ale lor, vrei să-ți rupi piciorul. Și nu cred că vrei să-ți rupi aici. Și bonus, ne-am murdărit ca porcii. Asta e. La galerie? Da. Hai, ade, hai, ade. Bravo, ade. Și că sunt niște zestoase. Ce? Zestoase pe ninja. Da. Chiar că. Ce mai ați apucat să rupi? Vezi, poate dai copacul ăla cu totul. Ar fi ceva. Nu, e zis să lași așa, că avem loc. Hai că trecem pe dedesubt, pe undeva, printre ele. Între cineva, să văd cum apă. Nu e zis să-i putem așa de mamă. Hihihihi! Am reușit și eu. Cred că acest traseu, în imediata perioada următoare, nu o să mai poată fi practicat. Pentru că totuși există zone abrupte. Plus acești copaci, care mă numesc atunci când ninge mai mult, vor fi complet acoperiți. Așa că nu vă expuneți riscului venind iarna. Suntem pe coborâre. În prima fază am ieșit din zona cu zăpadă și e mult mai bine. Chiar dacă solul este foarte umed, sunt foarte multe frunze pe jos și trebuie să fim foarte atenți. Dar totuși pe zăpadă înaintam mult mai greu. Traseul este unul foarte frumos. Ce ai făcut, iubitul? Am luat un pic încoțopenit. Încoțopenit? Pentru că mi-a fost frică să cobor până a coborât voi. Și am luat-o cu barmenii pe potecă. Dar poteca nu mai e potecă. E plină de copăcei. Și m-am chinuit un pic să ies la lumina aici la voi în potecă. Oh, am reușit, Doamne! Ole! Dar știi că este doar prima încercare de acest fel. Da, asta a fost cea mai grea.
Pentru mine percursul mai greu și risc să alunec mai ușor. Și unde nu simt că nu e ok, nu mă bag. Dar te ajutam eu, puiul. Știu eu că m-a ajutat, tu mereu mă ajuți. Însă am și eu demnitatea mea de urs. Trebuia să fac chestia asta. Ce-i drept, e adevărat. Te iubesc foarte mult. Te iubesc. Hello. Iată, ne ajungi la capăt de traseu. După o zi de succes, o zi în care ne-am îndeplinit obiectivul, acela de a ajunge la lacul Sfânta Ana, lăsăm în urmă tot ce am văzut astăzi frumos și vreau să vă spun că zona este una extraordinar de frumoasă. Pe lângă faptul că am fost norocoși să ducem la bun sfârșit traseul, am ajuns devreme înapoi, prindem și un tren foarte bun, foarte devreme. N-am avut ghinionul nici să ne întâlnim cu Moș Martin, deși zona este cunoscută și renumită pentru urși. Pe coborâre, de o parte și de cealaltă a traseului, s-a întâmplat de 2-3 ori să auzim ceva zgomote ciudate, dar ne-am văzut de drum. La un moment dat Adelin zicea, nici să nu vă uitați în urmă. Nu ne-am uitat în urmă. Suntem bine, suntem mulțumiți. Vă mulțumim și vouă pentru că ne urmăriți. Vă așteptăm cu drag și data viitoare. Sperăm noi cât mai curând. Poate, de ce nu, într-un loc nou, ca cel de astăzi. Dar până atunci, vă dorim toate cele bune și nu uitați să dați like, share și subscribe. Bye, bye! Bye, bye! Bye, bye! Hai noroc, că merităm! Hai, primăria orașului Băile Tușnad. Orașelul este unul foarte frumos, mai mult decât liniștit. Dar ce am constatat cu tristețe și astăzi de dimineață și acum este aproape pustiu. Sunt singurii oameni pe care îi vedem pe ziua de astăzi în Băile Tușnad. Cum să pierzi trenul? Complet îndate. Băieții sunt ocupați cu achiziționarea biletelor pentru tren. Noi avem bilet gata. Gata? Noi da. Super. Stai că trebuie să bagi cardul manual. Da, nu ce crezi că făceam?